revenim cu ideea anunțată anterior, ce înseamnă să avem o țară? Ce înseamnă să avem o țară? Sau cum zice înțelepciunea românească, omul sfințește locul. Că mă uitam și acum cu toată campania asta de curățenie, domnule, m-am dus în piatră la ștrand, aceleași gunoaie neluate de ani de zile. Te plimba poliția în mașini de astea super elegante, trecea pe lângă ele, nu cumva să fie unul fără mască, dar gunoaiele tot acolo. Buștenii tăiați, nu provoacă virus, păduri întregi. Virus unde se dezvoltă? Mortăciuni, cioate. Așa. Păi, da, și atunci vorbim de protecție. Păi, hai să nu mai distrugem natura. Și haideți să fim eficienți în actul, mă rog, bugetului național, că nu sunt bani la cultură, bun. Și, deci am aici, care mi se pare foarte, un cod deontologic, care mi se pare mie foarte important și care l-am obținut de la președintele unui consorțiu de galerii din Paris. Galeriile, ca să supraviețuiască, nu numai ce să poată prezenta fenomenul artei contemporane, au format un mecanism din care fac parte 15 muzee, 15 fundații și 74 de galerii private. Ele s-au constituit în baza acestui regulament și ele formează ceea ce se numește Comitetul Profesional al Galeriilor de Artă, în care sunt, aici sunt enunțate 10 puncte. Și e vorba de partea politică, nu sunt bani. Păi, atunci, din punct de vedere politic, dăm o lege culturală, în care să fie bani. Și arătăm pentru ce. Dacă vrem ca arta românească să fie reprezentată în afară, atunci trebuie un plan făcut în jurul acestui fenomen de artă românească contemporană, care sunt artiștii, care sunt operele, care sunt tematicele, care e originalitatea, care sunt demersurile creatorilor. Și sigur că trebuie și un buget alocat. După aia scrie aici ajutoare financiare la galerii. Bun, dar dacă o galerie are artiști buni și nu vinde, din ce supraviețuiește? Pentru că nu totdeauna vânzarea unei tablou coincide cu valoarea artistică. Bar zice chiar invers. Cu cât se vinde mai bine, cu atât lucrul respectiv e mai lipsit de valoare. Bineînțeles, valoarea este autentică. Publicul nu poate interpreta corect o valoare. Și poate nici mai bani. Și da, uitați ce spunea distinsul Andrei Pleșu despre fenomenul acesta al artei. El spunea, Andrei Pleșu, că agentul modelator de care uzează pedagogiile obișnuite este cuvântul. Prin însă structura sa, el instituie o realitate secundă, mai ușor de manevrat decât cea adevărată, dar într-un anumit sens mai puțin adevărată decât ea. Cuvintele nu seamănă cu lumea, chiar când vorbesc despre ea. Nu vom susține că imaginea seamănă întotdeauna cu realitatea pe care o reflectă. În mod indiscutabil, însă ea e alcătuită din ceva care există în această realitate și anume din forme. Față de cuvânt, forma ne apare ca mai puțin orgolioasă. Ea este infinit mai fidelă lucrurilor decât cuvântul. Ei, despre forme nu se poate cuvânta, ele trebuie văzute. Deci cuvântul nu poate intra în tainele formei. Forma are propriul limbaj. Și atunci educația vizuală ar însemna o educație în a înțelege, să gândim forma în sine, raporturile, să descoperim frumusețea, frumosul.
această frumusețe poate fi descoperită doar individual, adică ceea ce leagă, ia, uite, naționalismul, religia și cu arta, este persoana individuală. Toate trei se manifestă doar într-un individ izolat, individual, singur. Și atunci tânărului îi se poate răspunde, care zice că nu, de ce să stau aici, că nu am, dar valoarea nu este banul, nu este confortul, ci valoarea este cunoaște-te pe tine însuți, fără bani și fă ce poți cu propriile tale mijloace, întâi dezvoltă-te și la sfârșit vor veni și celelalte beneficii. Trebuie să faci o investiție din partea ta. E punctul de vedere creștin. Păi bineînțeles. Adică întâi investești, nu ceri, păi nu fac nimic dacă nu mi se dă și preț, pun prețul din ce în ce mai mare. Și deci sunt din ce în ce mai valoros. Nu. Ca un obiect inert. Vedeți cum era Ion Creangă, cum murează spre smeții. Băi, un alt înainte. Deci această lașitate, această lenie, trebuie vindecată. Lenia și prostia sunt două lucruri greu de vindecat. Eu n-am găsit niciun leac. Așa, și am aici o altă carte numită Pelerinul Rus, o carte celebră. Mare valoare. Și mi-e scris-o de un anonim. Un anonim, un om singur. Din smerenie, nu s-a semnat. Da. Din punctul meu de vedere, câți creștini a făcut această carte, mi-a fost recomandată de călugări, nu de oricine. Călugării o citesc ca pe o Evanghelie, de la mănăstiri. Deci cartea unui om simplu și sincer, care neavând bani și pierzându-și casa, a peregrinat Rusia pe jos, având doar o Biblie în traistă. Nici bani, bani mila lui Dumnezeu, pe la biserici, pe unde putea și el trăi, stătea prin păduri, mânca doar pâine și apă de multe ori, dar era fericit că se poate ruga. Avea un retreat al lui. Și un lucru foarte important, că noi vorbim de arta românească. Bun, dar unde sunt atelierele de creație? Adică pelerinul rus stătea luni de zile într-o pădure, într-un bordei, cineva îi aducea apă și pâine și el era extraordinar de fericit că se poate ruga neîncetat. Deci nu avea... Nu-l tulbura nimic. Vile cu 17 camere. Ei, așa. Aici, da, uitați, unul dintre cele 10 puncte de la distinsul Comitet Profesional al Galeriei de Artă pun accentul pe rezidențe și burse pentru artiști. Adică artiștii, ca să poată crea, au nevoie de niște condiții și au nevoie de niște fonduri, niște burse, care, din care să-și asigure alimentele, căldura și materialele cu care lucrează de pictură. Fără a-i condiționa, fără a-i condiționa de vânzare. Dom'le, trăiești, dacă nu vinzi, nu trăiești. Și aia face, cum este altă. Cultura nu poate fi scoasă la tarabă. Unde mai pui că cultura este pârghia principală a osii unui stat național. Și acolo-i sufletul. Acolo-i sufletul, da. După aia, e legătura artistului cu proiectele educative. Adică ce predăm la școlile de artă? Experimente autentice. Vine un artist care a stat 3 luni într-un retreat și ajunge la o lucrare, două, la o metodă. Și metoda aia lui o prezintă elevilor, școlilor de artă. Și rezultă o legătură între școli, formarea gustului și ce face artistul. Mai este după aia un consiliu juridic și fiscal. Cei care se duc la Ministerul Culturii, la Parlament, și zice, avem nevoie de legea asta pentru cultură. Deci aveți banii ăștia, nu, avem nevoie de suma asta alocată și asta rezultă. Altfel, dacă nu există această legislație, să zicem că cineva are un proiect important cu muzeele franceze, se duce, face o cerere la Consiliul Județean, îi răspunde, când îi răspunde, de obicei răspunsul e negativ. Dar vorbesc cu altcineva astăzi și zice, da, dar pentru imnul orașului s-au cheltuit 200 și ceva de milioane, s-au găsit bani, care nu i-a agreat de muzicieni și nu-i nici pe, pus pe note. Deci de asta trebuie, vedeți, un consiliu juridic și fiscal
Și mai trebuie după aia, bine, dar ce unește pe toți aceștia? Codul deontologic. Că de pildă eu, un artist abonat la muzee și îl expunem fiecare an de 2-3 ori, numai el. La Consiliul Județean, numai el primește 80-90% din banii Consiliului. Bine, dar restul artiștilor nu mai pun problema. Bine, dar poate că artistul respectiv promovează pictura pe perete, arta brută și alte lucruri care nu aduc un beneficiu civic, ca să nu mai zic că nici nu sunt creștine. Creștinismul se bazează pe ordine, pe măsură, pe smerenie, pe ritual, pe bun simț, pe respect, pe încredere, pe dăruire pentru, prin muncă, pentru ceea ce ai. Deci, de asta zic eu că Europa trebuie construită împreună și acesta este sensul al acestei misiuni, care nu încearcă să pună punctul pe negativ, ci încearcă să aducă din străinătate oportunități, deschideri, drumuri, dincolo de banii care nu sunt ai culturii sau care... În ideea că nu omul sfințește locul și fiecare face ceea ce poate cu ce are. Deci să aducă lucruri de valoare, că așa defecte sunt peste tot. Da? Deci, ca o lucrare să trăiască în artă, trebuie de la expoziție în sine, vedeți, sunt încă 10 etape. Și ultima etapă ar fi editarea. Deci, o carte în care expoziția respectivă să fie editată, să fie un fond de editare al tuturor expozițiilor care se întâmplă la o galerie sau la un muzeu. Destinat. Colaborat editarea cu codul deontologic, cu Consiliul Juridic și Fiscal, cu proiectele educative, cu bursele, cu ajutoarele financiare și cu, vedeți, din toată această hartă, să reiasă actul artistic, ca fie a deveni artist. Ce înseamnă a deveni artist? Nu doar a picta. Bun, a deveni artist, a ajunge la o cotă, înseamnă să intri într-un circuit al unor galerii care încă la noi nu există. Galerii cu cotă. Ce înseamnă galerii cu cotă? Galerii recunoscute, să zicem, de Comitetul Profesional al Galeriilor de Artă din Paris. Adică când te recunoaște? Când respecti și tu codul deontologic, atunci sigur că ești recunoscut de ei. Aici e toată problema. Și aici mă se referi numai la picturi și arte plastice. Dacă vorbim de artă românească, atunci e vorba de, vedeți, un proiect legislativ în care se țină cont de aceste lucruri. Că nu poți să te duci să cerșești în afară. Trebuie să vii și tu cu propriul tău fond. Să contribui acolo. Eu am văzut când am fost în Franța, cerșetorii lucrau ceva și îi făceai favoare, cumpărai de la el. Deci nu stăteau să nu facă nimic. Deci lenea nu e promovată nicăieri. Și când mai curs să nu uităm partea a doua, și tot legat din Sigel cu... Și atunci, vedeți, se naște acest contrast între pelerinul rus, acest om care își dorea doar să... Sunt mulți cerșători și la noi, dar sunt pelerini, sunt rugători. Sunt el n-a cerșit niciodată. Da. Da. Dar totuși nu i-a lipsit niciodată nimic. Și a ajuns în acest peregrinaj, a ajuns nu doar să înțeleagă Biblia, a ajuns să aibă trăiri în alte spirituale și să se întâlnească cu mari duhovnici din Rusia și prin intermediul cărții, eu personal, sau dar și alții, au cunoscut adevăratul spirit rusesc, prin trăirea lui individuală. Dacă punem în vedere Marea Rusie cu toate instituțiile ei și acest pelerin, pe tineri din ziua de azi, eu cred că această carte îi convinge mai degrabă decât aceste... Și altceva, tineri ăștia vor de gata totul. Eu toată viața am studiat și studiat așa cu când mă trezesc chiar. Și de medicină, și de așa mai departe. Și ei vor de-a gata un serviciu, stă cu fundul pe așa să butoneze. Dar Dumnezeu a lăsat și sapă, și lopată, și alte. Eu am 3 facultăți, nu mi-e rușine, că știu să pormâna, am și o grădinuță, pe sapă.
De ce să nu facem și treaba asta? Și nu trebuie neapărat să mori lucrând. Un pic acum, un pic mai acolo și așteptați, vezi, și frumusețe și satisfacție îți dea un lucru realizat. Aici la noi, când noi avem cel mai bun pământ din Europa, aici la România, când l-am otrăvit cu creșemnișul, dar treptat se poate reface. Și trebuie dacă cei care trag sfoară pe planetă au spus că din cauza că domitoașii creștini, adică noi, nu se mulțumesc cu țel, ni vor slugări nouă pentru bani. S-au dus să slugească pentru bani. Dar ce fac cu banul acela? În timpul acela întrece tinereța și sănătatea. Le mai cumpăr înapoi? Nu. Dacă te-ai dus 2-3 ani, vin înapoi și faci ceva, pornește-ți un lucru, nu? Te duci până te-au îngropat acolo. Deci trebuie leacă de gândire. Și tine ăștia să mai ceară leacă un sfat de la ăștia care au păr mai alb. Că eu toată viața am muncit și nu mi-e rușine. Și acum, nu stau degeaba. Când am muncit la pensie, cu 7 ani înainte m-au scos, și de la dirigenție mi-au făcut cadou o umbrelă. Și au zis, nene, asta cu se plimbă. Ei, n-am vrut să-i jucnesc, dar eu n-am timp niciodată. Umbrela am, dar nu ca să mă plimb. Că mi-aș tăia gâtul dacă n-aș mai face ceva folositor oamenilor. Că de asta m-a lăsat Dumnezeu, nu? Să facem bine tuturor. Și este loc de făcut bine. Mă uit când e cineva care poate să-l lași cu sănătatea, e așa o satisfacție, i-aș da eu bani, nu să-mi dă el mie. Și așa. Și până când mai prind o leacă loc despre... Zice aici în cartea Pelerinul Rus că rădăcina capul și puterea tuturor patimilor și lucrărilor din om este iubirea de sine. Bine și înceapă, bine să fie, bine și nu ați poți să moară. Și de aici îmi place. Ori fericirea și simțul frumosului este legat de smerenie interioară, adică felul cum te dăruiești tu altora, nu câți bani primești, cât dai tu altora, aici, dar la modul real, punctul cheie, aici punctul cheie. Deci, da. Noi folosim de obicei banii pentru propriile plăceri, pentru lucruri de care nu avem nevoie. Numai de orgoliu. Și ușor, ușor, bugetul național se videază de bani. Când mai... Că mă uitam acum, știți, cu coronavirus, cu toate astea, toți banii românii îți băgați în mașini, care stau în parcare. Mercedes-ul, 20.000, 30.000, dacă ai sta să le numeri, sunt bani care se pierd. De unde bani atunci pentru investiții? Da, pentru investiții în cultură, în industrie, dacă banii au devenit un capital rulant. Pe benzină, bun, dacă să ai o mașină, trebuie să ai un steduci, da. Trebuie să plătești hotelul, trebuie să ai ce faci acolo. Vreau să vă spun ceva, să nu uit. Tot de la prima pacientă am cartea Vreau să-ți opreau cu morții, de Eugen Celan, Dumnezeu să lepte. Și acolo sunt niște experiențe făcute în America din niște oameni atei. Se vadă chiar este suflet sau e o poveste. Prima dată, un dulcan, nu mai știu cum, cred că neamcul nostru, a așezat un muribund pe o platformă la unui cântar foarte sensibil și vedea cât scade în greutate pe oră, deci incurabil. În momentul expierii, a picat brusc. Acuș nu mai s-a mai ridicat, a scăzut aerul și așa, celălalt, și nu a ieșit 21 de grame. Băi, o fi suflet, s-a mai repetat experiența și a ieșit între 15 și 35 de grame. Atât are ca greutate sufletul omului, dar e de aceeași formă cu noi. Iar doctor Baraduc în 1907 în Paris și-a fotografiat pe nevastă sau în momentul decesului. Și când a devălăpat, a apărut și formațiuni luminoasă deasupra. Și după câteva luni, la alt ficior. Deci, sufletul este luminos, frumos și nemuritor, că așa a fost făcut de Dumnezeu. Iar așa noi așteptăm învierea morților și cu trupul, că restul sufletul nu moare. Și ideea principală din această scârticică este următoarea. Spune Pelerinul că cu cât omul propășește mai puțin în ceea ce privește fericirea proprie, cu atât mai mult dorește,
cu atât mai puternic își revarsă dorința în rugăciune și se îndreaptă cu cererea celor dorite către cauza necunoscută a tuturor celor ce există. Prin urmare, iubirea de sine născută este stihia principală a vieții, este pricina fundamentală care îl îmboldește pe omul firesc spre rugăciune. Adică, până la urmă, această cunoaștere de sine, cum îi spunea Socrate, ea este principalul instrument cu care noi putem accede informația de la suflet și prin suflet putem gusta frumosul, până la urmă frumosul, cu ce-l simțim? Cu sufletul sau cu corpul? Cu sufletul. Ideea de frumos, de armonie, de bucurie, de... Trupul fără suflet e... Da, de zero. pace, de egalitate. Și sfinții filocalici al noastre... Că până la urmă, acest cod deontologic al Galilei este adevărat, din punctul meu de vedere, că el pune la mijloc codul de deontologie al galeriilor de artă. Înțeleg. Adică egalitatea, acel ceva care e bun și pentru galerist, și pentru omul cu bani, și pentru artist. Că dacă un artist, de pildă, joacă la două capete, vinde la piață tablouri cu 3 lei și mâine este la Uniunea Artiștilor și face artă abstractă cu 3.000 de euro, același artist. Păi ce mai cred cumpărătorii? Și despre artiști și despre tagma artiștilor. Păi, domnule, ăstea sunt niște neserioși. Și de unde se duce piața și cade în jos? De la acest comportament și de la această lipsă. Mare artiști întotdeauna au avut, nu? Un cod deontologic. Dacă ne referim la Leonardo, da, și atunci era această trăire a egalității. De aici s-a născut dorința de a face mai bine și de a te exprima. Și de aici s-a născut cultura mare, până la urmă. Niște eroi sunt care s-au... Și atunci ne putem pune întrebarea, bine, dar dacă numai Parisul înregistrează un profit de 50 de miliarde de euro anual în urma galeriilor și a muzeilor, oare artiștii nu merită nimic și galeriile să trăiască din numai profit? Deci numai administratorii să câștigă, artistul să sacrifice și la țară. Deci aici e problema. Aici e o construcție la care trebuie să o facem și la care să participăm cu toții. Și una dintre ideile pe care le-am anunțat aici este că și ideea de artă religioasă este importantă. Asta trebuie să o prezentăm noi, ca stat al Uniunii Europene. Nu să o prezinte francezii, dacă ei se... consideră laici și atei. E problema lor. E cam așa, da. Nu, problema e că bugetul Uniunii Europene și politica europeană e atât a lor cât și a noastră. Și noi trebuie până la urmă să avem un punct de vedere în care să prezentăm aceste valori. Trebuie să fim bine, nu să așteptăm să facă alții. Exact, da. E vorba de... Și să încheiem poate această scurtă enumerarea valorilor românești cu să amintim aici, uitați, distinsul Radu George Serafim are o carte 700 de pagini despre, nu e o lucrare de doctorat oricum făcută. Deci omul s-a documentat și... O leacă în câțimea asta s-a acceptat numai artele plastice, dar de exemplu muzica care este... El a găsit, de pildă, în urma cercetărilor, anul 1937-38, majoritatea articolilor din presă, presa vremii, au fost construite în jurul filozofiei naționaliste. Deci naționalism, ideea și filozofia au fost împreună. Da. De aici a rezultat filozofia și importanța lui Petre Țuțea, Constantin Noica, Rădulescu Motru, Lucian Blaga, toți mari naționaliști și toți mari artiști. Vă mulțumim pentru atenție!